Salutare fetelor! În videoclipul de astăzi vă voi arăta comanda mea la Oriflame din campania numărul 12. Acesta a fost catalogul din care am plasat comanda. Astăzi este o vreme super frumoasă și am decis să filmez afară, cu toate că mai bate puțin vântul. Mi se pare așa insesizabil, sper să se audă bine. Ați văzut cine mă asistă de data aceasta la filmarea acestui videoclip, vă voi arăta din nou pentru că este aici. Uite, se pregătește să plece sau să vină și ea mai aproape să vadă despre ce este vorba. Iar eu aici am cutia cu comanda pe care doar ce am primit-o. Bun, văd câteva chestii necunoscute. Nu știu dacă sunt primite cadou, dar bănuiesc că sunt cadou. Mi-am pus și eu comandă de câteva lucruri pe care vi le voi arăta la finalul videoclipului. Dar mai înainte de toate să vă arăt produsele ce le-am avut pe comandă. La sfârșit vă voi arăta produsele mele și noutățile din următorul catalog. Primul lucru pe care îl văd este această plasă imensă pe care scrie Oriflame. Nu știu dacă vă dați seama cât este de mare, dar să știți că este foarte mare. Probabil este o plasă pe care am primit-o cadou din rafie, cred că este ăsta. Mai am una tot cu sigla Oriflame. După aceea să pun eu puțin zoom să se vadă mai bine. După aceea pe comanda am avut această cremă de corp de la Jordani Gold Essence de 250 ml. Am mai avut această cremă de picioare de la FitUp Comfort care are 150 ml, este destul de mare. Au fost o serie de produse care au fost reduse cu 50 sau 60% dacă nu mă înșel. Pentru bărbați de la Not For Men am avut acest șampon sau gel de duș pentru păr și corp de 250 ml. Este într-o cantitate destul de mare. Mai departe am avut această forfecuță, nu știu cât de bine se vede, cred că am avut două pe comandă, dacă nu mă înșel, da. Sunt două ustensile, să le numesc așa, pentru îndepărtarea cuticulelor. Pentru prima dată am aceste două spumante de baie, să le zic așa, care s-au lansat în acum două cataloage, cred, în urmă, în campania numărul 10, dacă nu mă înșel, au 150 ml fiecare. Și am descoperit un lucru foarte neplăcut. Dacă se poate vedea capacul. Asta este un spray de corp de la Jordani Gold și a venit cu capacul spart, îl voi pune deoparte și voi încerca să returnez. Are 75 ml, îmi pare rău că s-a întâmplat lucrul acesta. Vă dați seama că nu este transportul 100% sigur, dar uite că mi s-a întâmplat și mie. Să trecem mai departe. De la Novage am această cremă pentru ochi, este pentru tratarea imperfecțiunilor, să zicem așa, și oferă o luminozitate zonii ochilor. Are 15 ml, este destul de micuță. După aceea de la Jordani Gold am un eyeliner, sper să-i pună și focus. Am un eyeliner tip Carioca, dacă nu mă înșel, are 0,8 ml. Tot pe comandă de la The One am avut acest primer pentru zona ochilor pe care îl am și eu, are 10 ml și probabil ați văzut de-a lungul videoclipurilor mele, mai ales în videoclipurile de make-up, pentru că îl arăt acolo, vi-l arăt de Colorbox. Am această ojă în nuanța yellow 352-62, are 5 ml. Este destul de micuță, după cum vedeți. Iar ultimul produs pe comandă este această, nu știu cum să-i zic, mănușă, cam așa ar părea, pentru îndepărtarea make-up-ului de pe față. Spune că este din bumbac 100%, este destul de mic, aici ți arată cum se poate utiliza. O poți spăla la mașina de spălat și acum
sper să fie și bună. Iar ceea ce vedeți aici sunt produsele ce mi le-am comandat eu. Iar eu mi-am comandat în felul următor. De la The One mi-am comandat această ojă pentru a o folosi în concediu. Este un albastru foarte deschis. Nuanța, nu știu unde scrie aici, Sea Water se numește, are 8 ml, are câteva particule de sclipici. Eu mai am ojă de la The One și rezistă destul de mult pe unghii. Sunt mulțumită în general de produsele lor. Tot de la The One mi-am comandat fondul de ten Aqua Boots Foundation cu factor de protecție 20. Asta l-am luat în nuanța Light Ivory pentru că mai am unul în nuanța porcelan, cred, și este imposibil să îl folosesc. Asta sper să fie o nuanță potrivită mie, pentru că fondul de ten, să știți că este unul destul de bun, se vede foarte frumos pe ten, îl voi încerca și voi reveni cu părerea mea despre el. Mai departe, acest produs nou lansat în catalog a fost împreună cu săpunul lichid de la Love Nature. Este un gel de duș cu infuzie de fructe, are 250 ml și sunt curioasă să văd cum miroase, pentru că în catalog mirosea demențial de bine. Bineînțeles că la fel de bine miroase și în realitate. Am oprit puțin filmarea pentru că trecea un avion, acum să revenim. Pe comandă am mai avut și acest parfum Possess de The Secret de 50 ml, este o apă de parfum. Mai avem această ojă micuță tot de la Colorbox, este destul de asemănătoare cu culoarea aceasta, tot un albastru, dar este puțin mai închis. Nuanța se numește Ice Princess și are 5 ml. Am zis că dacă plec în concediu să profit și eu în felul acesta de vară, pentru că aici nu prea am avut. Tot un produs care s-a lansat în catalogul trecut de la Pure Skin este această mască de față Peel Off cu cărbune, are 50 ml. A plecat și pisica. Și sunt foarte curioasă de ea, să văd cum este. Mă așteptam sincer să fie puțin mai mare. O voi testa, bineînțeles. Este testată dermatologic. O voi încerca și eu și voi reveni cu detalii despre ea, dacă într-adevăr face ceva sau nu. Iar ultimul produs, care la fel s-a lansat în catalogul trecut sau acum două cataloge, este această cremă de mâini cu aloe vera de 75 de ml, care mirosea foarte, foarte bine în catalog. Și aceasta era, cum să vedem dacă în realitate miroase la fel. Da. Are un miros foarte fresh. Cam așa este, ca orice cremă obișnuită de mâini, și am foarte multe creme de mâini, dar mă plictisesc de ele pe parcurs. Pe asta sper să o folosesc în totalitate și să nu mă plictisesc de ea. Catalogul numărul 13, care va începe pe 6 septembrie și se termină pe 26 septembrie, are această copertă. Pe copertă este un nou rimel de la The One, care se va lansa în acest catalog. Bun. Acesta este rimelul despre care se vorbește pe copertă, care este pus pe coperta catalogului. Zice că oferă un volum de până la 6 ori. Nu știu ce să zic în privința aceasta. Cam așa arată periuța. Va costa 5,95 lire. Tot o noutate în acest, în această campanie, de la One Color se va lansa acest eyeliner care costă doar 3,95 lire. Și mai avem două creioane de ochi în două nuanțe, un maro și un negru intens, care va costa 2,95 lire bucata. Cam acestea au fost noutățile catalogului numărul 13, n-au fost deloc multe. Eu între timp am răsfoit foarte, foarte rapid catalogul pentru a vi le arăta, iar ce am mai observat eu, printre ultimele pagini, va fi la ofertă parfumul Jordan Gold Essential, care în mod normal este la 43 de lire, acum îl veți găsi la 27,95 de lire, iar pe coperta catalogului avem gelurile de duș de la Love Nature la prețul de 2,95 lire. Bun, iar acum am mai primit două flyere de genul acesta,
care cred că vor cuprinde campania 13 și 14, începe 6 septembrie și se termină pe 17 octombrie. Iar în el veți găsi o grămadă de reduceri. Nu sunt extraordinar de multe produse, vi le voi arăta așa în mare. În partea aceasta avem produsele de la Colorbox, unde sunt reduse cu 40% rujurile și fondul de ten. În partea aceasta, tot de la Colorbox, reduse cu 50%, avem oja. Cred că sunt, da, de 5 ml, cele pe care le-am avut și eu pe comandă. După aceea, următoarele două pagini sunt produse de la The One, în care avem un concealer, un blush, un creion pentru buze, iar aici avem o paletă care conține 8 culori. Este o paletă de buze care vine și cu o pensulă, din ce văd eu. Iar în partea aceasta avem un creion de ochi, kitul de sprâncene de la The One, tot creioanele pentru ochi care au două capete. Aici avem o paletă de culori de la The One, care conține și aceasta 8 farduri, iar aici avem un kit pentru sprâncene care vine așa ambalat destul de frumos și toate de aici sunt reduse cu 50%. Mai departe avem produsele de la Love Nature, care sunt și ele reduse cu 50%, măștile de față, o mască tot de față cu castravete, iar aici avem balsamurile de buze. Am zis reduse cu 50%, aici avem două produse din Chestnut Collection, o cremă de duș și o cremă cu multifuncțională pe care o poți folosi pe orice zonă a corpului. După aceea, pe pagina aceasta avem trei produse de la Milk & Honey, tot cu 50% reducere, iar aici avem o perie de baie pentru masa și exfoliere. Eu sper că se vede destul de bine. Aici din nou avem un dispozitiv pentru masajul scalpului la 1,95 lira, iar aici avem o cremă de duș de la Silk Beauty de 200 de ml la 3,95 lire. Iar cred că asta este ultima pagină cu produse. Avem produse reduse din nou cu 50% pentru picioare, o unghieră, pile, aici niște chestii din așa din silicon pe care le pui la pantofi, pentru unghii, nu știu cum se numesc, separatoare de unghii atunci când îți faci unghiile să nu ți se ia oja, iar aici avem un set pentru picioare compus din 4 produse, să zic așa, iar în partea aceasta avem un spuman de baie și din nou un spuman de baie cu schilipici de la Sparkling Collection, iar de aici încep produsele, articolele vestimentare și bijuteriile, care și ele sunt reduse cu 40%. Aici avem un ceas care este la prețul de 14,95 lire, în catalog fiind 25 de lire, destul de mult, este destul de mult redus, din nou reduceri de 50-40%, această pătură, de exemplu, a costat 22,95 lire, iar acum este 12,95 lire. Mai departe, câteva produse pentru bărbați avem în partea aceasta. Aici sunt câteva mostre de parfum reduse, din nou o loțiune de corp, două loțiuni de corp și un spray din acesta. Iar aici sunt câteva parfumuri reduse, iar pe ultima pagină, pe coperta acestui flyer, să pun la 0,95 o cremă de mâini cu 2,45 lire și un spuman de baie de 300 de ml cu 3,45 lire. Acest spuman de baie l-am avut și eu și mie personal nu mi-a plăcut deloc. Bun, acesta a fost
catalogul, în care nu am avut foarte multe noutăți, iar acesta a fost flyerul. O să mă documentez legat de acest flyer să văd dacă se poate pune comandă din el, de exemplu, și în campania numărul 13 și în campania numărul 14, pentru că vor fi persoane interesate de acest lucru. Astea fiind spuse, sper că v-a plăcut comanda mea din campania numărul 13, comanda de la Oriflame, și ne revedem în curând în videoclipul următor.